la premieră personală. Că da, o degeaba la o cinci la ta. Ia să vedem o medalie de aur și, dacă vreți dumneavoastră, un cupă și premiu pentru domnișoara de la medalie de argint pentru cetatea Eva, un premiu și acum medalia de aur pentru cea mai valoroasă jurnalistă la această categorie, de la Oameni de Mită, domnișoara Rami. Și vă rog să faceți doamna, rămâneți aceea să faceți o fotografie, zâmbiți, vă rog, care o zi emoționantă, cred că pentru toate, sunteți campioane și vă mai zic un lucru, de departe, gimnastele de la CSM Onești se văd, se recunosc și asta pentru ce? Prin grație, prin siguranță și prin multă muncă depusă. O să, am înțeles că ești purtătorul de cuvântarea, spune-ne câteva cuvinte despre ziua de azi. Astăzi a fost o zi bună, am avut câteva emoții, dar s-a terminat cu bine. Astăzi ai depus jurământul de sportivă și numele colegelor, cum ai simțit? M-am simțit foarte bine. Am simțit că o să fie o zi bună la început. Ai fost emoționată pentru că nu, practic, ai fost, ca să zicem așa, reprezentanta. E corect ce zic? Puțin. Ai fost emoționată, puțin. Da? Puțin. A fost greu astăzi? Da, a fost. Ce a fost greu? Cel mai greu? La paralel. La paralel? Ai avut emoții mari acolo? Da. De ce? E un aparat dificil la paralel? Da, așa mi se pare mie. Da? Colegele tale, tu ce zici? Unde ai avut emoții? La toate. Măi, nu v-ați descurcat foarte bine cu emoții. Tu la ce aparat? La bârnă. Ți-e greu la bârnă? Am emoții mari. E dificilă. Așa mi se pare mie bârna. Așa-i? Da, un pic. La ce ai avut emoții azi? La bârnă. Și tu tot la bârnă? E grea bârna? Da. Dar s-a văzut ce se mede departe, e cel mai bun. La tu la ce ai avut emoții? La paralele. Vai de mine, acum zâmbești cu... ai zâmbetul până la urechi. Înseamnă că ești mulțumită de evoluție. Da, cât de cât. Am înțeles. Tu la ce ai avut emoții azi? La toate. La toate? A fost greu? Destul de greu. Da, mai mergem mai departe? Strigăm o dată cu toții forță CSM Onești?